În medie, 26 de polițiști din cadrul structurilor de poliție rutieră și ordine publică de la Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu au acționat zilnic în sistem integrat în municipiu și pe principalele drumuri naționale și județene pentru reducerea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Acțiunile s-au desfășurat punctual pe linia depistării și sancționării abaterilor pietonilor, dar și a conducătorilor auto care încalcă normele rutiere privind prioritatea de trecere. În numai câteva zile, peste 100 de persoane s-au ales cu sancțiuni pentru aceste abateri. În cadrul acțiunilor desfășurate de la începutul săptămânii au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale pietonilor care au traversat neregulamentar și 19 conducătorilor auto care nu au acordat prioritate participanților la trafic, respectiv pietonilor. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate însă în ultimele 24 de ore, polițiștii aplicând 120 de sancțiuni contravenționale în valoare de 25.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 10 permise de conducere și retrase 11 certificate de înmatriculare. Astfel de acțiuni se vor desfășura și pe toată perioada weekendului ce va urma.